S-a întâmplat totul așa foarte din scurt, să zic, și asta m-a luat așa puțin prin pe nepregătite. Ai mai vorbit și nu eram pregătit să zic așa să plec direct. M-am trezit cu telefon și a doua zi eram plecat. Asta a fost toată situația. Te-a ajutat și Sergiu Hanca în această privință, fiind acolo? Așa cum țineți legătura, nu știu. Da, am vorbit cu Sergiu, m-a ajutat în ultima perioadă cu niște chestii, niște informații cu ce se întâmplă acolo. Mai mult despre chestii de plătit la stat și contractuale. Impozite, sărac. Da, ceva de genul. Dar v-am spus, cu Sergiu n-am vorbit de înainte de a pleca acolo la echipă. Am vorbit când mi-a venit prima oară ofertă sau discuții de la Legia. Atunci am vorbit cu Sergiu și a aflat și el din Polonia și am vorbit mai mult zilele alea, dar acum când am plecat spre Iacov, n-am vorbit cu el în mod special despre echipă. Stați foarte bine în clasament, tu ai început să-ți intri în ritm și un assist și un gol. Da, asta mă bucură cel mai mult. Nu am realizat pe moment, adică mi-a fost așa, ne-am trezit, adică eu unul singur m-am trezit pe primul loc, pentru că dacă ar fi să o luăm realistic, acum 4 luni mă băteam la retrogradare și acum să mă trezesc pentru lupta la titlu e ceva wow pentru mine și asta mă bucur. Mă bucur că am început CTC să intru să joc, să-mi arăt calitățile și sper să continui și vă dar la fel. Cum e sentimentul de primul loc? E de ultimul, știi. Da, e sincer, e mai ușor pe primul loc decât pe ultimul. Nu n-ai nicio presiune, e sunt neobișnuit într-un fel, sincer. Adică e ceva, nu știu, sunt așa liber, lejer. E ceva neobișnuit pentru mine. Fac am 2 ore pe săptămână de poloneză online, deci e greu, dar mă descurc. Cu poloneză sau cu polonez? Avem o femeie, o profesoară. E mai tânără, dar nu, e din partea clubului. Deci... E grea limba? Da, e grea pentru că vorbesc foarte repede, dar alfabetul e asimilar ca la noi. Sunt niște chestii, niște litere, poate, care se pronunță de vreo 2-3 ori, dar e aproximativ la fel alfabetul și asta e lucru bun. Poți să ne spui și nouă câteva cuvinte în poloneză ce știi? Asta ca să nu spun eu ce aș vrea eu de la tine să ne spui în poloneză. Păi știu gen dobre, mam naim e Dejan, numele meu este Dejan, știu și jurăturile.